Săptămâna precedentă a avut loc două licitații la produsele alimentare în sectorul Buiucani pentru instituțiile de învățământ secundar general și în sectorul botanică. La sectorul botanică, în cazul real actual, au venit agenții economice, aceiași agenții economici, câștigători a venit Sanex Comerț, după prețurile și certificatele care le-au prezentat, grupul de lucru a mers pe altă cale, au dat câștig următorului agent economic. Au fost perfectate actele transmise la Agenția Achiziției Publice, dar agentul economic deja a făcut o contestare. Cu ce obraz? După toată murdăria asta care a făcut-o deja în grădinițe, el se mai duce și participă la licitații, după care face contestații și pretinde în continuare să mai livreze produs în grădiniță. Ce fel de oameni acolo sunt? Ce fel de minte e la ei acolo? Deci, îți cred Dumnezei în Republica Moldova sau cum? Este caz de obrăznicie crasă, deci, cum spun, obrăznicie asta e puțin spus, turiatcă. Dacă trece măcar un agent economic din cei care sunt în lista neagră, în baza anchetei de serviciu, din nou își furnizează alimente, noi cu toți trebuie să ne dăm demisia și să plecăm de aici. Toți, în corpuri, toată sala asta. Câștigător, mă refer, participe, lasă să participe, mă refer să fie câștigător și cu contract semnat. Dacă vreun agent economic, este așa agent economic? Cine? Care e în lista neagră aici și deja are contract semnat cu o direcție de educație, zboară la interimarul care este acolo de la direcție, fereastră zboară afară. La moment, licitațiile sunt proces de lucru și vineri la ședință s-a discutat la capitolul respectiv, maxim atenție la ceea ce prezintă agenții economici și conlucrare cu Agenția de Siguranță Alimentelor pentru ca să ne documentăm la calitatea produselor și calitatea certificatelor pe care le prezintă. Fiindcă și aici sunt niște chestii așa mai delicate. Se schimbă o literă în denumire și apar niște confuzii serioase. Bun. Stimați colegi, prieteni, verificați și dacă este într-un sector, vreun contract semnat de către Direcția de Învățământ de Sector cu vreunul din agenții economici din lista neagră, iar lista neagră este cea care a fost prezentată în constatările atunci în presă, în raportul acum a Comisiei de Anchetă, vine și șeful interimar acum al Direcției de Învățământ proaspăt la stat acolo cu cerere de eliberare din funcție și vicepretorul de sector responsabil și dumneavoastră. Veniți din proprie inițiativă cu cerere de eliberare din funcție. Dacă sunt așa cazuri de încheiere pentru 2017 a unor contracte de livrare a produselor cu aceiași agenții economici. La Botanica situația este corectă. A participat, s-a respins oferta, s-a încheiat contract de furnizare cu următorul agent economic. Mai trebuie de văzut prețurile, în comparație cu magazin și celelalte, că ăsta a depus contestații, treaba lui. Asta e subiect de presă, cum am spus. Asta arată de acum enormitatea situației. Dar în celelalte sectoare și prezentați până de seară informația, în scris, vă rog.